Mă numesc Ion Bobeico, activez la Zimbru de 30 de ani. Bună ziua! Bună ziua! Spuneți-mi, vă rog, când a fost momentul când pentru prima dată ați văzut echipa Zimbru jucând fotbal? De când s-a format, din 92. Adică din 91, dar activez din 92. Anterior ați fost la partidele echipei Nistru sau ce denumire avea în acea perioadă? Eu la echipa Nistru din 73. Adică nu am intrat în Liga superioară. Vreau să ne povestiți cum era acea perioadă. Ce vă amintiți de atunci? Era interesant. Era numai o echipă de la din Moldova care juca. Era Ienistru Chișinău. Atunci cu o mare plăcere la stadionul central când ajunge. Stadionul plin, lume multă. De ce credeți că astăzi nu mai vine lumea într-un număr atât de mare ca atunci? Fiecare raion are echipa lui, așa nu vine cu meu cu o zi înainte să vadă mie meciul. Și mai mult. Mai mult să uite pe internet, pe astăzi de atât nu pot fi la asta. Vă întrebam ca să înțelegem dacă parcurgeați o anumită distanță ca zis la meciuri sau dacă erați aici pe loc când erau meciurile. Oh, Doamne, eu din 73 nici un meci nu l-am scăpat. Toate meciurile. Era vreme când dormeam lângă stadion ca să capeți un bilet. Atunci era când era Nistru, era probleme cu bilete. Și credeți că fotbalul a evoluat? Credeți că fotbalul de astăzi este mai intens, mai interesant comparativ cu ce se întâmpla acum 50 de ani? Cum a spun, e tot interesant. Vezi mai multe echipe aici, peste care de peste graniță. Atunci vedeai numai când era SSR. Aia să le vedeai. Cine sunt jucătorii dumneavoastră preferați din istoria acestui club? De la Zimbru ori din tot, și Nistru? Haideți să începem inițial cu Nistru și ulterior să ajungem și la Zimbru. Din Nistru era cel mai preferat la mine futbolist. Era Paul George Cebanu, Matsura Alexandru, Zora Tiglețov, Ion Caras, Sergei Dubrovin, Nicolae Cibotar, jucători care de echipe. Da, din perioada Zimbru? Da, din perioada Zimbru, începând de la Cleșin cu Iepureanu, Gavriluc, Culibaba, Savania de Simițanu, Vasea Coșelev, tot. Dar din echipa actuală aveți un jucător preferat? Față de Amuia? Da. Amuia e Burghiu, Ștefan Burghiu. Dumneavoastră de 32 de ani activați la Zimbru. Spuneți-mi, cum este să activați în cadrul acestui club mai bine de 3 decenii deja? Înțelegeți, la mine, la noi am intrat în sânge clubul ăsta și de atunci. Credeți, eu sunt fost fanul Zimbru, Nistrului, mai nimerim eu aici, mai venim eu aici să lucrez. Eu v-am văzut la meciuri foarte emoționat, deși deja au trecut 50 de ani de când ați fost la primul meci, în continuare aveți emoții, în continuare aveți stări de stres atunci când echipa joacă acasă. Cred că este clubul meu preferat. Întotdeauna retrăiesc pentru câștig, pentru echipă, pentru
mi-aduc aminte cum era în 1992, atunci că eram, până în 98 eram numai pe primul loc și eu plecam chiar cu dânsul, am fost în România și pe tot loc și în Donetsk am fost cu echipa Zimbru. E o echipă care era pentru mine cei mai, adică șeieți cei mai bună pentru mine. A fost cea mai frumoasă perioadă, aceea din anii 90, din punctul dumneavoastră de vedere a acestui club? Numai decât a fost când o jucat chiar cu Shakhtyor Donetsk, o jucat așa frumos, tot ce era jucător de valoare, cum spun. Jucau, se vindeau numai la câștig. Spuneți-mi, vă rog mult, ce mesaj ați avea pentru toți fanii sau jucătorii care urmăresc acest material video? Eu le-aș dori să vină la fiecare meci să-i jucătorii Zimbrului. Eu vă doresc încă cel puțin 32 de ani pe care se petrece aici la club, da. Și încă cel puțin 50 de ani în care să susțineți echipa. Da, doamne, eu cred că până la moarte, la mine și nepoții și nepoțele toți pentru Zimbru și la mine familie sunt pentru Zimbru. O ultimă întrebare. Când credeți dumneavoastră, în câți ani Zimbru devine campion al Republicii Moldova? Eu aș vrea chiar și anul ăsta să fie, la anul viitor, 25, să fie campion în vară. Eu sunt sigur, pentru dumneavoastră, toată lumea va dori ca în 2025 Zimbru să revină pe prima poziție și să devină campion al Republicii Moldova. Doamne ajută!